Relația cu românii care lucrează sau studiază în străinătate a devenit o preocupare pentru autorități, care încearcă să le creeze condiții pentru a-i aduce acasă. Cu toate acestea, nu mulți sunt cei care ar dori să revină pe meleagurile natale. Corupția, mentalitatea și nivelul scăzut de trai din țară reprezintă principalele bariere care îi împiedică să facă acest lucru. Luna aceasta, la nivelul județului Suceava, se desfășoară luna diasporei, iar la nivel național a început demararea campaniei Informarea acasă, siguranță în lume, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și destinată tot diasporei. Chiar dacă relația cu românii care lucrează sau studiază în străinătate a devenit o preocupare pentru autorități, cei mai mulți dintre sucevenii plecați la muncă în străinătate nu intenționează să se întoarcă prea curând în țară, întrucât îi împiedică, în primul rând, lipsa locurilor de muncă. Pentru că nu este niciun viitor aici, deocamdată, la ora actuală. Mai încolo nu vom vedea. Autoritățile locale și naționale se luptă să vă aducă acasă și să vă creeze condiții. Credeți că în cât timp vor reuși să... Noi sperăm cât mai repede. Toți ne-am întors înapoi. Dacă ar fi locuri de muncă. De ce suntem plecați? Pentru locuri de muncă. Uh-huh. Dacă ar fi locuri de muncă aici, așa, am avea un serviciu, normal că ne-am întors. Nu aveți de gând să vă întoarceți prea curând? Dar de moment, ce să facem aici? La orice, faci o afacere. Ce afaceri să faci? Să lucrezi? Unde să lucrezi? De cât timp sunteți plecate? 15 ani. Acum mai greu, nu știu. Cred că oricine ar dori să se întoarcă acasă. E normal. Și ce vă împiedică? Suntem români. Sunt mai multe motive pentru care cred că toți românii încă își mai doresc să rămână. Lipsa locurilor de muncă? Cred că și asta ar fi o problemă, da. Da, da. Și apoi cred că e problema copiilor care deja au început acolo un alt sistem de învățământ, o nouă etapă, ca să zic așa. Și e foarte greu să iei copilul și să-l aduci aici, cel puțin la noi, asta este problema. Nu avem ce face aici. Nu cum... E frumos e la noi acasă, dar nu avem ce face în țară la noi. Ce lipsește? Sunt mici... condiții, na, nu avem servicii. De asta stăm în străinătate, ca să câștigăm, să ne putem, na, descurca. Nu intenționați prea curând să vă întoarceți, nu? Deocamdată nu. Potrivit unui studiu recent realizat la inițiativa Romanian Business Leaders, 70% din românii plecați în străinătate ar vrea să se întoarcă acasă, însă îi țin în loc corupția, mentalitatea românească și nivelul scăzut de trai. Cercetarea mai arată că tot motivul principal al emigrării l-a constituit condiția materială, românii fiind atrași de nivelul ridicat de trai din țările în care au migrat, dar dorul de acasă și ridicarea nivelului de trai în România iar face să se întoarcă. De altfel, aproape jumătate din ei, 48%, cred că în următorii ani situația din țară se va îmbunătăți în plan social.